Parcul copiilor din Timișoara a fost inaugurat la 1 iunie, după 8 ani în care a fost în paragină. La numai o lună de la deschidere, reprezentanții OPC au sesizat o serie de nereguli în parcul care a costat numai puțin de 2 milioane de euro. Topoganele sunt construite din inox, deși ar trebui să fie din plastic. Caruselul de la intrare nu are autorizație, iar mai multe dintre jucării nu au instrucțiuni de folosire. La controlul desfășurat de către Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Timiș, în parcul copiilor, caruselul de față nu era funcțional. Controlul s-a desfășurat împreună cu colegii noștri de la ISCIR, colegi care au dispus măsura de interzicere a operării cu el până când se obține autorizația de funcționare. Cei mai dezamăgiți sunt părinții, care sunt nevoiți să strice distracția prichindeilor. Oamenii se tem că micuții se pot răni, așa că îi supraveghează îndeaproape. Unii le interzic micuților să se urce pe anumite jucării. Nu sunt în măsură să zic cum e cu igiena, dar așa sunt ok. Pentru mine, nu știu. Ce spuneți, doamne, au fost investite 2 milioane de euro în parcul abia deschis? Enorm, mi se pare enorm și nu chiar tot ce ar trebui să fie, după părerea mea. Consult cu cine se întâmplă asta. E bine, mă, omule, nu e bine. Treabă asta românească. E părerea mea. Prima dată facem și apoi... Și apoi gândim. Dar șansa s-ar putea reface, chiar așa cum sunt. S-ar putea trage o folie peste ea de plastic. Eu zic că se poate. Cum să spun? Informație. O informație despre cum să trebuie să facă un parc de copii. Le-au făcut greșit, sunt din inox. Dacă le-a făcut, de ce e inox? Că inox e bun, că nu se corodează. Foarte interesant e pentru ei, e înălțime, dar e foarte larg și se încălzește repede? Și foarte repede se încălzesc. Se pot și lovi copiii? Din cauza lățimii, da, pentru că n-are cum să se sprijine și atunci se răstoarnă. Reprezentanții prefecturii au dispus un control, în urma căruia inspectorii OPC au amendat primăria cu 10.000 de lei. Plecând de la lipsa de informare lângă echipamente privind modul în care sunt exploatate și până la faptul că echipamentele nu au avut instrucțiuni de folosință și manuale de utilizare în limba română. Ca urmare s-au dispus anumite măsuri pentru administratorul parcului copiilor, plecând de la obligativitatea de a pune informații necesare până la amenzi legate de faptul că sunt topogane care au suprafața de alunecare din material metalic, până la rugămintea adresată Oficiului pentru Protecția Consumatorului de a lua legătura cu colegii din județul Bihor, de unde este firma care a montat utilajele, pentru a vedea de ce echipamentele respective au fost vândute fără a avea manuale de utilizare și instrucțiuni de utilizare în limba română. Noua conducere a primăriei Timișoara dă vina pe firma care a importat jucăriile din Germania. Ca urmare a controlului protecției consumatorului în parcul copiilor s-au găsit câteva nereguli, dintre care două au fost rezolvate imediat și s-au soldat cu avertisment, și una care s-a soldat cu amendă, a cărui proces verbal urmează să-l primim, și care se referă la topoganele de inox din parcul copiilor. Topoganele de inox care nu sunt în conformitate cu legislația în vigoare. Noi, în momentul de față, anchetăm să vedem cine se face vinovat de prezența celor topogane în parcul copiilor, mai ales că suntem o administrație nouă și nu ne-am ocupat de realizarea acestui proiect de investiție. De asemenea, în momentul de față, se desfășoară un control intern pe fond pe parcul copiilor cu privire la întreaga investiție. Autoritățile speră ca topoganele să fie înlocuite gratuit de firma care le-a instalat.